Administratorul public al municipiului Călăraș, Eduard Grama, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că primăria municipiului Călăraș a finalizat procedurile de licitație a aproximativ 80% din proiectele găsite în cadrul instituției la momentul preluării mandatului de către administrația PSD. De asemenea, acesta a vorbit și despre prioritățile primăriei în vederea dezvoltării municipiului Călăraș. Despre PNDL 3 și PNRR, Eduard Grama spune că sunt doar sloganuri folosite electoral, iar aceste proiecte au fost aruncate pe piață de actuala guvernare doar din dorința de a spune că face ceva. Septembrie 2021, aproape un an de zile de la alegerile locale, alegeri câștigate de echipa Vasile Iuță, Marius Dulce, și în această perioadă petrecută în cadrul primăriei Călăraș, vreau să vă spun că am finalizat în mare parte, circa 80% din proiectele găsite în primărie, contractele de finanțare semnate, am finalizat ca proceduri de licitație. Mulți au spus că este o moștenire a noastră și o fructificare a muncii altora. Nu, este obligația fiecăruia care se află pe funcție și a oricărui primar să aducă municipiului cât mai multe contracte de finanțare. Este obligația tuturor să contribuie la dezvoltarea acestui municipiu și județ și sunt convins că și noi, când nu vom mai fi, vom lăsa altora contracte de finanțare semnate doar să fie implementate și scoase la licitație. Proiectele mari la nivel de municipiu, strada București, pietonalul, zona de vest până Avromul, sunt proiecte finalizate ca procedură, urmează să fie predate PT-urile la începutul lunii octombrie, ordinele de începere vor fi date imediat și să sperăm că, dacă vremea ne va ajuta, în luna noiembrie, cel târziu decembrie, vor începe aceste proiecte să intre în execuție. Sunt și vreau să mai atenționez și să spun că fostul administrator public de Culescu, într-un mod necinstit, abordează câștigătorii licitațiilor. Eu înțeleg că a contribuit în mod direct la aceste proiecte, dar nu înseamnă că poate fi și furnizorul de echipamente pentru aceste proiecte și îl invit să participe ca toți ceilalți la licitație și să nu căpușeze, cum încearcă în ultima perioadă, să căpușeze acești câștigători de licitație și să-i lase pur și simplu, să-i lase în pace, să-și facă treaba la Dragalina, acolo unde partidul i-a oferit o funcție călduță de administrator public și îi urez succes. Am înțeles că va fi numit în nou Consiliu de Administrație al CNAIR-ului. Deci proiectele importante ale municipiului, pentru că așteptările sunt foarte mari, pe lângă contractele de finanțare europene, discutăm aici inclusiv de dezvoltarea parcurilor, pentru că toți cei care suntem la nivelul municipiului nu avem unde să avem un loc de joacă pentru copii, nu avem un loc amenajat, un loc, o să spun, în care să ai siguranță că nu va fi afectată sub nicio formă integritatea corporală a unui copil. Și am început în prima etapă cu Parcul Queen, vom continua cu Parcul Dumbrava, cu Parcul Florilor, deci avem un plan, circa 5 parcuri, care sunt convins că până la mijlocul lunii octombrie, la începutul lunii noiembrie, vor fi finalizate. Totodată, primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, a decis ca asfaltările să înceapă de anul acesta, chiar dacă în momentul de față nu am identificat surse de finanțare, pentru că, încă o dată spun celor care guvernează, CNI-ul la momentul ăsta este blocat și va fi blocat o lungă perioadă de timp. A fost doar o păcăleală pentru campania electorală, toată lumea a fost trecută în lista sinteză, nimeni nu a semnat vreun contract de finanțare și nu va semna în perioada următoare. Acum ni se aruncă pe piață acest PNDL 3 Angel Salini, toată lumea pregătește proiecte, toată lumea actualizează documentații și toți spun că vom semna contractele de finanțare în martie 2022. Rămân sceptic, cum rămân sceptic și cu PNRR-ul, că va fi un proiect care va dezvolta județul și țara și municipiul și rămân la ideea că acestea sunt doar sloganuri și momente pe care le folosesc electoral, cum le folosește actualul prim-ministru, tot a fost ieri în vizită la Călăraș și am văzut bordul PNL-ului condus de un socialist, Ciprian Bandea,
iar în spatele dumnealui se afla persoana fizică Filipescu, care nu știu ce mai caută la acest moment, pentru că nu cred că poate fi considerat un viitor pentru noi și pentru dumneavoastră. Și aceste proiecte sunt aruncate pe piață doar din dorința de a spune că se face ceva. Noi, ca și primărie, în momentul de față, vom încerca și vom depune pe adresul Muntenia, pe Programul Operațional Regional 2021-2027, documentații. Vă spun de acum, aceste documentații vor fi evaluate, iar în cel mai fericit caz, pentru că avem exemplu anvelopării de la spital, anveloparea de la spital este un proiect depus de în 2017, iar contractul de finanțare a fost semnat, după cum știți, în urmă câteva luni, deci în 2021. Deci aceste proiecte care le încercăm să le gândim pentru perioada următoare vor primi finanțare în cel mai optimist caz în 2024 și de acolo mai considerăm încă 2 ani licitațiile și punerea în execuție. Deci prioritatea mea, în primul rând, a primarului, a președintelui de Consiliul Județean, a întregii echipe, este să creăm un mediu adecvat, pentru că noi suntem interesați direct să trăim în acest oraș, să trăim într-un oraș civilizat, într-un oraș asfaltat, cu canalizare și într-un oraș în care să ai unde merge cu copilul cel puțin o jumătate de oră pe zi. Dacă sunt întrebări. Domnule Grama, vă întreb din o prima dată, ce nereguli ați constatat, ați moștenit de la fosta administrație liberală? Cele principale, cum v-ați implicat în acest an în care sunteți în funcția? Nereguli, nu pot să vă spun că sunt nereguli, pot să le reproșez doar că aceste proiecte care sunt semnate acum cu constructorul puteau fi semnate în 2019, mijlocul anului 2020. Deci aceste proiecte au fost ținute, nu știu pe ce considerente însă, dar licitații pornite și anulate, vă dau exemplu strada București, unde a fost demarată procedura de licitație, nu s-a înscris absolut nimeni, iar în momentul în care actuala conducere a demarat procedura au fost 10 asocieri, deci 10 firme, bine, o parte și albanezi, dar asta se întâmplă în momentul de față. Deci proiectele sunt interesante. Suntem în momentul de față, municipiul Călăraș este o zonă interesantă de investiții. Pentru că avem circa 50 de milioane de euro care urmează să intre în municipiu în următorii 2 ani. Ce s-a întâmplat cu proiectul portului și promenadei? Dacă mergeți în momentul de față pe faleză, acolo unde a fost demolată zona de construcții ilegale, deja au adus utilajele, constructorul a adus utilajele, sunt containerele, se face organizarea de șantier. Am fost întârziați pentru că Rom Silva a promis într-o primă fază că în 2 săptămâni va defrișa zona respectivă, ceea ce nu s-a întâmplat și în momentul de față, cred că în 2-3 săptămâni vor începe să sape pentru bazinul portoare. Primăria Călărași este parte în dosarul penal privind numele Călărașilor, cel care există? Nu. Dar primăria are de Război. De la primăria Călărași? Da. Eu așa știu. Nu știu. La Piața Mare nu s-a muncit de 2 luni. Ce măsuri veți lua? Piața Mare, ca și bazarul, sunt proiecte care sunt accesate pe creditul contractat. Sunt într-adevăr, ca și în Măgureni, sunt într-adevăr probleme constructorii. Cel de la Piața Mare a intrat în insolvență. În perioada următoare, sub contractul, cel care este în asociere cu constructorul, va prelua o parte din restul de execuție și încercăm să ne încadrăm în termenul stabil. Despre prefectură, ce am spus? Chiar dacă sunteți administrator public la municipiu, știu că aveți informații și de la Consiliul Județean. Prefectura, în urmă cu 2 săptămâni, constructorul a ajuns în interiorul prefecturii. De aici, domnul prefect, să spun fost prefect, că în perioada următoare vrea să fie schimbat, am înțeles, chiar de domnul Filipescu, dacă nu de Chiriță, dar eu îmi doresc să ajungă Filipescu prefect. Fostul prefect Barcu, deci, atenție, fostul prefect Barcu a dispus jandarmeriei, a dat dispoziție jandarmeriei să evacueze constructorul. Îl consideră un abuz în funcție, dar asta urmează să stabilească organele de anchetă.
ceea ce uită dumnealui, și vă spun și trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna, este că planul de bază al jandarmeriei este pentru doar pentru zona unde funcționează dumnealui. Deci planul de bază al jandarmeriei nu este și pentru celelalte două corpuri ale prefecturii, al dânsul. La momentul ăsta nu-și dorește, cum nu și-au dorit niciodată ca acest imobil să fie restaurat, își dorește doar să fie retransmis Ministerului de Interne. Vă întreb eu, ce sediu de poliție în momentul de față la nivel național, local, a fost reabilitat? Că nici măcar un birou. Au aceleași fișete vechi, au aceleași uși vechi, au aceleași sedii vechi. Vă spun asta pentru că știu că merg extrem de des la poliție, acolo unde tot dumneavoastră îmi fac plânge. Deci dânsul. Sper că în perioada următoare, am discutat și cu Pandea, sper că în perioada următoare nou prefect să accepte că acest imobil trebuie restaurat și să nu fie doar un slogan politic. Cred că este prima conferință la care ne întâlnim după ancheta DNA-ului. Ce veți de comentat? Ocupați-le doar funcție de administrator sau punctul dumneavoastră de vedere? Pot să vă spun doar că am cerut în instanță anularea raportului Gani, dar nu am primit încă un termen la curtea de apel. Mai multe detalii ar însemna să fac eu interpretări care sunt oricum subiective vis-a-vis de un raport care mă privește. Ca o paranteză, s-au autosesizat cei de la ANI în data de 13 octombrie că aș fi în incompatibilitate. Eu ocup funcția de administrator public în data de 13 noiembrie. Acum, dacă te autosensizezi din cunoștințele mele, analizezi retroactiv. Dacă mergem doar cu gândul de a găsi ceva, nu am nicio problemă. Și pot să vă spun doar atât. Funcția pe care o am la Consiliul Județean și din care sunt suspendat, nu țin de ea, am pot da demisia în orice moment, am discutat inclusiv cu președintele Consiliului Județean, nu am avut-o înainte, pot să nu am. Deci nu țin de funcție. Într-un interviu discutam și chiar îmi spunea să faceți drumul de secură de DNA, de la nu am mai fost, în ultimul timp nu am mai fost. Asta vreau să vă întreb. Ați mai fost? Nu. Să revenim la administrație, domnule Grama, ce drumuri, ce șosele veți asfalta în acest an? Pregătim acum pe Consiliul Județean pe acest Anghel Salimi DG213. Sunt un număr de 7 drumuri, ca să nu vi le număr, pentru că mulți dintre cei care ne ascultă nu le știu. Pregătim 7 proiecte pe drumuri județene pe asfaltare. Pregătim totodată un proiect vechi din 2005 pe Danubius Park, o trecere, un pod de pe malul, care va fi pe malul brațului Borcea și va fi din zona portoară sau mai o variantă din zona Rivers pe insulă, va fi o, tot așa pe o structură metalică cam ceea ce vedeți în momentul de față la Șordanu, inclusiv putem trece cu mașini până la 3,5 tone. Cam astea sunt proiectele care le pregătim în momentul de față pentru a fi depus. Aceste pe anghelța limitată pe NRR? Pe PNRR. Ce părere aveți despre aceste PNRR? Părerea mea, eu nu cred în PNRR. Deci e doar o poveste care nu... Deci doar atât. Eu așa văd. În momentul de față doar o poveste. Nu nimic concret. La nivelul primăriei municipiului Călăraș, care este strategia în momentul de față? Doriți să duceți proiectele deja semnate la bun sfârșit sau doriți în paralel să mai accesați? Proiectele care au fost semnate sunt pentru comunitate, că de-aia au fost semnate, sunt interesul tuturor. În perioada următoare avem ca prioritate Mircea Vodă, Măgureni, atât canalizare cât și asfalt, strada București, pietonalul, cele care vi le-am enumerat, și va fi, sunt depuse niște fișe la ADR, pe POAT, unde urmează să semnăm contractele de finanțare și ca o gândire viitoare vom identifica alte zone. Deci prioritatea în momentul ăsta înseamnă asfaltare, parcuri, locuri de joacă pentru copii și inclusiv grădina zoologică avem de gând să accesăm fonduri europene. Pot să vă informez că în data de 20 septembrie, luna aceasta, pe data de 20, va fi prezent
la Călăraș, reprezentantul Bertului, reprezentantul din Danemarca, împreună cu ATR-ul am transmis în urmă cu două săptămâni 6 idei de proiect. Au fost încântați de ceea ce au văzut pe primăria Călăraș. Prima idee este reabilitarea falezei a parcului central. Al doilea proiect este complementar proiectului Navrom, unde este lacul de argint. Și celelalte proiecte urmează să vii peste în perioada următoare. Deci va fi prezent reprezentantul Bertului, urmează să mergem în teren să vadă exact amplasamentele și să fim trecuți în studiu de oportunitate ce urmează să fie redactat. Parcul de lacul Jumleu sau lacul de argint, cum se numește, ce termen de 2023 sunt toate proiectele semnate, 31 decembrie 2023. Domnule Grama, primăria Călărași este unul dintre acționarii majoritari ai societății Ecoaqua. Ce măsuri ați luat pentru a se reduce pierderile și implicit prețul din facturile călărășilor? Din informațiile care le am în momentul de față, știu că urmează în perioada următoare să fac o evaluare la nivelul conducerii. Urmează discuții. Într-adevăr, prețul apei a fost crescut. Nu mai căutăm vinovații care au dus la creșterea, pentru că acea creștere a prețului a fost în două etape, în 2018-19, și vom analiza și vă vom transmite după această evaluare. Cum merg negocierile, ultima întrebare, cum merg negocierile cu REM-ul? Vor continua pe același tarif, vor majorare de tarif? Ce se va întâmpla dacă se va repeta situația acelui weekend când nu a fost ridicat numărul din municipiul Călăraș? În momentul de față, REV-ul a prezentat atât ADECO Management cât și primăriei Călăraș notă de fundamentare. Știm că tariful era de 10,5, notă de fundamentare cu creșterea cheltuielor este 12,5 pe persoană. Este justificată din punct de vedere al inflației, al anumitor indicatori care sunt corelați anual, dar nu putem accepta prețul de 18,5. REV-ul a înțeles dacă, la momentul respectiv, dacă era nevoie chiar rezilia contractului. Adică nu există negociere în a face ceva în defavoarea celor care ar trebui să beneficieze de aceste servicii pentru că le plătesc. V-ați gândit vreodată să împărțiți în două activitatea apapaje spații verzi? Că se pare că nu prea le împacă. Deci ați constatat în această sală? Da, toată lumea care e cetul în primăraș. Așa? În ce sens? În sensul că partea de peisagistică are de suferit. Nu există o gândire, nu există nici măcar o curățare a terenurilor pe unde cresc buruieni în timp cu timp. Ne uităm pe Bulevardul Titulescu, dacă vreți o lucrare nouă, modernă, da, în care nu există niciun fel de implicare a acestui serviciu. Pot să vă spun doar atât, că la nivelul serviciului public spații verzi se face o evaluare, pentru că din cei 146 de angajați, doar 6 sunt direcționați către această zonă pe care spuneți dumneavoastră, pe Acosia. Adică ceilalți sunt fie la depozit, fie la lotul 1, fie la... Deci cu totul și cu totul altă activitate. S-au ocupat funcțiile vacante la cei cusitori de iarbă, că știu, s-au fost la concurs. Domnul Proagă, nu știu că nu monitorizez concursurile. Deci, într-adevăr, se face o evaluare, avem deficiențe, în această vară au fost extrem de multe ploi care au dus la creșterea ierbii și atât eu am fost nemulțumit pentru că ieșeam în parc cu fetița și aveam o problemă chiar de proșu în partea tuturor în zona Dumbravă, dar sper că în perioada următoare să găsim soluții pe toate zonele. Am și avut a fost un contract de externalizare încheiat atât la nivel de spații verzi cât și la nivel de primărie. Dar tot nu au făcut față. Domnule